Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit la Subiectiv. Despre revoluția fiscală și despre impactul acesteia pe salarii va fi vorba în această seară. Vom vedea aici ce se întâmplă cu faimosul formular 600. Acea declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Era prea stufos acel formular, știm discuțiile de până când guvernul a spus că îl va simplifica, a promis că va simplifica acest formular. Iar aici pe OL vom vedea imediat ce se întâmplă și cum trebuie completat o asemenea declarație și vom vorbi și despre impactul trecerii contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Domnul ministru al Finanțelor, Eugen Teodorovici, este împreună cu noi în această seară. Bine ați venit, domnule ministru. Bună seara și bine m-a găsit. Există foarte mulți oameni care doresc să-și lămurească anumite neînțelegeri cu această declarație, mai ales că unii dintre ei o să facă lucrul ăsta pentru prima oară, alții se așteptau la ceva mult mai stufos și erau niște reclamații. Noi aici avem pe video o situație anterioară. Deci nu că sunt neclarități și faptul că dumneavoastră se miră că poate fi atât de simplu. Credeți? Unii se miră că va fi foarte complicat și o să vedeți de ce. O să le treacă. Aici aveam ce era până când să se schimbe sistemul. Da, poate ne explicați puțin. Da, deci avem, de fapt, a plecat totul de la faimosul formular 600 și pentru persoane fizice aveam 7 formulare. 7 formulare pentru toate persoanele fizice. Și atunci am spus că e logic să fie un singur formular. Nu înseamnă că le-am pus pe toate la un singur loc, ci le-am comasat, am simplificat oarecum acest mecanism și avem o singură declarație unică pe care fiecare contribuabil, noi estimăm undeva la 1 milion de contribuabili să depună formularul în noua sa variantă. Se depună într-un nou mecanism, un singur termen de depunere, un singur termen de plată, se schimbă câteva lucruri esențiale și anume că devii asigurat medical la momentul la care depui formularul și nu la momentul la care plăteai, cum era înainte. Deci e suficient să-l depui, exact, și devii asigurat și ești luat în calcul. Exact. Pe momentul ți asumi faptul că ești asigurat medical și desigur trebuie să plătești. Acest nou formular o să poartă un număr? Nu, am căutat să evităm alte numere, alte cifre. Adică mă întrebam dacă de la 600 nu vă vine ideea să pune 666. Nu, am spus că este declarația unică și dacă cumva cineva are vreo propunere, vreo sugestie pentru acest formular unic, decizia unică de declarația unică, poate să o facă. Deci prima chestiune, se comasează totul. A doua chestiune, nu o să poartă un număr, se va numi declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Și rugămintea este la toți cei care ne urmăresc, dacă sunt neclarități, propuneri, în continuare și vă spun și eu câteva propuneri față de ce am deja prezentat pe site-ul nostru la Finanțe, sunt bineveniți. Chiar asta este, lucrăm împreună cu contribuabili, pentru că ei sunt cei vizați în ultima fază și trebuie să fie un astfel de comportament, de dialog între noi. Bun, deci avem, clar, avem lista cu numărul declarațiilor ce trebuiau completate de persoane fizice, care dispar. Avem un singur formular unic și se depune, cum spuneam, la un singur termen. În acest an o să fie puțin mai devreme tranziția. O să vedem acum cum evoluează lucrurile cu privire la termenii de depunere, pentru că este un an tranzitoriu. Exact. Din 2019, din 2019 de-abia o să depuneți, o să vedeți în luna martie. O să trecem la slide-ul următor ca să vedem exact și termenii. Așa arată declarația. Este o singură pagină. Capul tabelului. Exact. Este o singură pagină. Aici este o pagină, să spunem, formularul comprimat. Iar cine va dori să-l completeze, are două rubrici, 2017-2018. Adică anul anterior, unde trebuie să închidă ce a avut ca și venituri, ca să închidă și contribuțiile față de stat. Și ce trebuie să bifeze el în zona lui 2017? Și anul curent, unde merge pe estimat. Deci este foarte important. Acolo unde se regăsește, efectiv bifează căsuța respectivă și va completa datele pe care formularul îi dă cere. O să-mi permit să spun așa, aveți capul acesta de tabel care se referă la anul 2017 și aveți capul acesta de tabel unde trebuie să bifați zona în care vă încadrați referitor la anul 2018. Da, pe zona 2017 să vorbim, pentru că sunt deja venituri realizate în 2017. În secțiunea 1 aveți date privind veniturile realizate din România în 2017. Secțiunea respectivă se bifează, și te duci pe urmă la pagina respectivă și completezi acolo. Când va fi formularul inteligent, pentru că noi acum încă urcăm la el să-l definitivăm, atunci imediat, pentru simplu click,
te trimite în secțiunea pe care tu trebuie să completezi cu datele respective. În a doua linie este unde dorește cel care completează declarația să se ducă cei 2% din impozitul datorat pe venitul net sau pe câștigul net anual impozabil din 2017. Exact. Adică deja dispare acel formular 230 care era aferent la 230 aferent acestui 2% din impozitul datorat pe venitul net pe către anumite structuri de cult deci sau ONG-uri. Aici putem opta ca asta să se ducă la un club sportiv, de pildă, la fiecare o fundație, la un ONG, la statul paralel se poate duce, au și ei fundație. Sunt nu știu, ONG-uri drumă, și structuri de cult. Dar aici o să fie o excepție pentru, de exemplu, pentru pensionari sau pentru... pentru că ca pensionar nu mai depui formularul unic. N-ai de ce să-l mai depui, să spunem. Corect. Și atunci trebuie să depui, dacă dorești să faci acest transfer, trebuie să depui un formular dedicat acestui 2%. Dacă ești pensionar. Dacă ești pensionar. Sigur. Dar restul sunt toți, intră în acest nou mecanism. Și secțiunea a treia ar viza date privind venitele realizate din străinătate în 2017, sigur, dacă este cazul, dacă ați realizat venituri în străinătate. Dacă nu, se intră în acea secțiune. Fiecare intră acolo unde se încadrează. Ok. În rest... Și este perealizat. Deci închidem anul anterior. Iar a doua rubrică este anul curent, unde noi estimăm, și cum vorbeam puțin înainte de emisiune, aici se poate, de exemplu, pentru că... Stați puțin. Deci ajungem în 2018. Noi, da, fiind în cursul acestui an, noi nu avem tabloul complet al anului. Și atunci, în declarație, avem rubrica să estimăm cât venit am putea realiza până la sfârșitul anului. Deci nu luăm ca până acum, să zicem, referința anului anterior pentru a plăti anticipat către stat un impozit, să spunem. Fiecare își poate estima singur. Dar estimează. Dacă nu are cum să știe exact. Poate să pună inclusiv zero. Am mers inclusiv pe acest scenariu. Să pună zero pe estimat, dacă asta dorește, numai că, din păcate, dacă pune zero, nu se mai aibă acel, să spunem, sistem de bonificație, de reducere a unei plăți pentru contribuțiile la venitul anticipat. Deci asta spuneți dorește. Așa, dacă estimează, statul îi dă un premiu pentru că a dacă estimat. Plătește până la data de 15 iulie, când este data pe care noi o să o stabilim ca dată pentru acest an de limită de depunere a formularului și plătește și anticipat, deci depune online și plătește și anticipat pe acest an pe ce a estimat el, are o bonificație de 10%. De 10%, reducere. Deci plătește mai puțin cu 10%. Exact. Dacă depune pe hârtie, are o bonificație redusă de 5%, ca să încurajăm trecerea celor care depun pe birocrația. Hârtie, să treacă în online. În online. Bun. Nu știu dacă toți o să poată să treacă în online, dar asta o să fie o discuție pe care o să ușor, o abordăm până ușor lămurim lucrurile astea. Deci prima secțiune pe 2018 este date privind impozitul pe veniturile estimate din România impuse în sistem real. Puteți bifa și trece la secțiunea respectivă chiar zero, dacă nu puteți să estimați corect, pentru că s-ar putea ca unii să aibă venituri nu constante. Exact. Să aibă niște sunt contracte variază, care expiră. Scriu o carte, să spunem, nu știi dacă, într-adevăr, cum era și exemplu de mai înainte, dacă va avea succes, poți să estimezi o sumă, dar de fapt să nu fie la final de an să fie mult mai mică sau deloc. Și atunci este, fiecare contribuabil este liber să estimeze. Dacă dorește să estimeze cât mai aproape de real, atunci va avea și acea bonificație. Bun. Pe cale de consecință vreau să vă rog să explicăm puțin secțiunea asta de aici, date privind contribuția de asigurări sociale estimată. Atâta vreme cât nu suntem siguri cum estimăm veniturile, nu știm încă, poate trecem zero, ce trecem la contribuție acolo? Acolo fiecare, dacă să spunem, se trece zero la venitul estimat, dar totuși contribuabilul vrea să se asigure, să spunem, la pensie, pentru pensie, atunci bifează căsuța respectivă, dar trebuie să se asigure la nivelul minim pe economie, de adică 1900. Cum spune și astăzi legea. Deci asta este obligația. Nu poți să te asiguri la o sumă mai mică de 1900. Ok. Și mai avem date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate, estimată. Aici, de exemplu, sunt persoane care pot să fie sub 1900, de exemplu, ca și venit. Nu sunt angajați, au venituri fie mai mici de 1900, fie, să spunem, sunt fără venituri. Și aici, dacă acel contribuabil dorește totuși să aibă o abordare preventivă, se poate asigura totuși, plătește din veniturile alea mai mici de 1900, parte de CSS de sănătate, doar pentru 6 luni de zile și are un an întreg asigurare medicală. Aha, deci poate să plătească ca să doar pentru jumătate exact, de an, exact. Dar îi se asigură tot anul tot asigurarea exact. Medicală. Tocmai ca să încurajăm... Dar dacă nu are deloc venituri, de unde ar putea plăti, domnule ministru? Și astăzi, zero venituri. Și astăzi sunt situații când, chiar și în acest caz, nu știu, omul nu plătește anticipat, să spunem. Nu poate să estimeze, nu are cu ce, să spunem. Dar dacă se ducea în spital astăzi, trebuia să vină cu o dovadă a plății, cu adeverință, pe ultimile, avea 4 luni de zile, 3 luni de zile, de fapt, era o penalizare, avea luna în curs și încă 4 luni de zile.
sau putea să opteze pentru plata 12 luni și avea 15 luni de zile asigurare. Deci oricum se plătește. Și aici e o poveste, sau în fine o poveste, un subiect care trebuie tratat cât mai repede și cu o abordare fermă, pentru că știți câți plătitori de aproximativ de CSS în România sunt astăzi? Câți? Undeva la 5 milioane. 5 milioane și ceva pentru 17 milioane. Adică foarte puțin. De 3 ori și ceva mai puțin. Exact. Adică avem inclusiv o lege care permite, dacă ești asigurat, să ai vreo 5 parcă, sau 6 coasigurați și care la rândul lor pot să și asigure și ei. Ceea ce nu este totuși ore pentru cei care plătesc inclusiv la ceea ce primesc ca și venit. Că sunt, avem un angajat, el plătește CSS la cât câștigă. Sigur, unii câștigă foarte mult. Și pe alte zone se duc la 1900, de exemplu, chiar dacă sunt mai mari poate veniturile. Și totuși e o diferență foarte mare și de asemenea e un subiect pe care trebuie să ne aplicăm, pentru că diferența și nevoia de finanțare aici, în această zonă a sănătății, este una foarte mare, știm foarte bine. Și dacă nu înțelegem că pentru servicii de calitate trebuie să și contribuim cu toții pe această zonă, nu se poate. E adevărat, unii plătesc mai mult, de exemplu, comparativ 1 pe 1900, 10%, și altul poate, nu știu, pentru câteva mii de lei, dar pachetele servicii sunt aceleași. De acord cu principiul, numai că trebuie să știm și cum se cheltuiesc banii, da? Pentru că foarte mulți am văzut cu toții ce se întâmplă prin sistemul medical din România, ce s-a întâmplat până acum. Transparent trebuie, eu am spus, ținem foarte mult să fie din ce în ce mai, cât posibil să fie transparent și la dispoziția oricului contribuabil, fondul care se cheltuie banul în sistemul public. O să mergem puțin mai departe, v-am prezentat secțiunile pe care această declarație le va avea. Acum, haideți să vedem termenii legali la care se depun aceste declarații. 2017 însemnau două termene de depunere, da? Da, 31 ianuarie și 25 mai, știm foarte bine. Acum o să avem un singur termen de depunere. Adică în 2018. În 2018 va fi, cum spuneam, 15 iulie, pentru că suntem în tranziția dintre cele două sisteme. Când practic ce facem? Închidem 2017 și estimăm 2018. Exact. Okay. Și la fel va fi în fiecare an de acum încolo, dar numai că mutăm termenul la 31 martie. Asta numai din 2019. Exact. Ca să avem de ce. 31 martie omul vine și închide anul anterior, poate primi acel bonus de 10% dacă plătește până la final de sesiune de prim semestru, ca să ai și parte de cash la nivelul statului, să se depună și online, adică... Și să fie și omul să simtă o reducere. Și practic, de fapt, cele două termene, să știți că se suprapun. Va fi așa anul viitor. Termenul de depunere 31 martie și 31 martie reprezintă și termenul final de plată a obligațiilor față de stat. Deci, practic, va fi un singur termen pe an. Un singur termen pe an. Exact. Bun, eu vreau să vă întreb altceva. Și omul poate plăti oricând pe timpul anului, numai sunt că o să fie următorul slide, probabil, pe partea de plăți. Omul nu mai plătește de 4 ori obligatoriu. Când dorește el pe timpul anului, la ceea ce estimează, își poate plăti când și cât dorește. Ok, dar domnule ministru, vreau să înțeleg un lucru, de fapt sunt două lucruri pe care vreau să le înțelegem împreună în seara asta. Dacă am estimat la un moment dat, am avut o estimare care nu s-a realizat, cum procedez? Dacă ați estimat pe noua valoare. Deci la final de, sau până pe 31 martie anul următor, dacă se depune următorul formular, dacă veniturile sunt mai sus, mai mult, mai mari sau mai mici decât am estimat, se face un reglaj, se face o corecție. Tot o declarație? Nu. Efectiv, omul având formularul, da? Se face o corecție, e o autocorecție, să spunem așa. E autoimpunere. Asta e un alt element important. Nu mai este decizia de impunere din partea ANAF-ului. Deci ANAF-ul nu va mai trimite acasă la contribuabil niciun plic. Ok. Pentru că este autoimpunere. Deci ce face? Bifează căsuța de corectare? Exact, și își reglează partea de venit. Dom'le, n-am făcut, nu știu, 10.000 de lei întregul an, am făcut doar 2.000 de lei. Foarte bine, pentru acei 2.000 de lei va plăti la stat contribuțiile pentru pensii și pentru sănătate. Adică da, e un lucru pe care tot vreau să vă întreb. Dacă totuși pare foarte complicat, unde anume se pot adresa cei care au dificultăți în a completa această declarație? Pe cine pot ei întreba în așa fel încât să se lămurească și să nu greșească? Ne-am gândit și la asta, și pentru că vă dați seama, astăzi avem cam 700.000 de formulare depuse, aproximativ, din care doar 5% sunt în sistem online. Restul sunt deponenți pe hârtie. Foarte puține sunt în sistem online. Exact. Asta înseamnă costuri și de o parte la contribuabil care trebuie să vină la Chișinău, să-și petreacă timpul, nervi, cheltuieli ceva departe, și de partea cealaltă a statului, cheltuieli cu funcționarul la Chișinău. Dar trebuie să admiteți că pentru cineva care toată viața n-a plătit niciodată online, poate fi foarte complicat. Cum am spus, fiecare structură noastră locală, în această perioadă, da, de timp, vom avea oameni
special dedicați pentru acest sprijin metodologic pentru completare. Asta înseamnă la Direcția Finanțelor Publice. Mai mult, o să rugăm colegii primari să desemneze o persoană din fiecare oată, comunitatea locală, care să fie pregătit la nivelul județului de către structura noastră locală a fiscului, vis-a-vis de modul în care se poate completa acest formular. Da, și inclusiv asistarea ca să intre în online. Cât timp vă ia în așa fel încât totul să fie funcțional începând cu anul acesta, domnule ministru? Va fi funcțional de anul ăsta, categoric. Tocmai asta mă întreb. Și oamenii aceia, când îi pregătiți, când se duc la post, când știu și ei la rândul lor să învețe pe cei care n-au înțeles? Nu am ieșit și am prezentat acest formular și gata. Nu, în spate există un plan întreg de etape care trebuie parcurse simultan. Pe de o parte am terminat acest lucru. Avem ordonanța de urgență care săptămâna viitoare va fi pusă pe site-ul Ministerului ca să se vadă exact modificările în vreo 4 legi și puțin, pe sănătate, pe pensii, pe cod fiscal și cu procedură fiscală, ca să putem face acest lucru. În același timp, pregătim la nivelul structurilor noastre locale modul în care trebuie să fie pregătiți oamenii pentru a putea să ofere acest sprijin. Mai mult, vom avea puncte de lucru în local unde omul poate care nu are computer sau se află prin oraș, prin, nu știu, acea localitate și vrea să intre la fisc să-și completeze de acolo, de la ghișeu, pe computerul respectiv, acest formular. Poate să o facă. Mai mult, la nivel de primărie, la primărie, așa acolo vedem cum putem să asigurăm și acolo, un punct de lucru cel puțin, o persoană care să fie, cum am spus, pregătită. Și se poate completa și de la sediul primăriei. De oriunde și de acasă, o să, până la final de an, să avem și aplicația pe telefon. Adică omul, chiar dacă, să spunem, este, nu știu, într-o zonă izolată, poate nu are computer, are semnal. Și are un telefon de ăsta smart. Da, și poate va fi o aplicație mai simplă pe telefon, pentru că e un alt sistem de operare. Bun, dar vreau să vă întreb, o să vedem și termenii. Termenii la care se vor face plățile, pentru că diferă termenii. Asta se întâmpla în 2017. Exact. Avem sistemul actual, 2017, și ce propunem noi cu un mecanism? Termen. O singură plată. Asta ce înseamnă? Că fiecare român nu va mai fi obligat, să spunem, la fiecare dintre cele patru termene să facă rost de bani, să plătească și în cazul care nu plătește să fie și penalizat. Nu. Omul își face calculul singur și plătește oricând pe timpul anului, când dorește, când are, cât poate să plătească, din ce el și-a estimat ca și venit. Deci e mult mai simplu. Bun. Omul poate folosi banii pe care teoretic ar fi putut să dea la stat. Se va pune întrebarea pe care în cele patru momente trebuia să-i dea la stat, și poate să-i folosească practic pe tot parcursul anului. Dar cu o condiție. Să nu se culce pe ureche, adică să lase totul pe final. Să nu creadă că rămâne plătiți. Exact. Bun, eu vreau să vă întreb altceva. Dacă cu toate eforturile astea pe care o să le faceți în așa fel încât să există persoane care să-i învețe pe oameni cum să completeze, fie la finanțe, dacă se duc, fie la primărie, fie pe site, poate că unii plătesc online și trebuie să aibă un ghid foarte explicit pe site. Totuși se greșește, nu pentru că cineva ar fi vrut să fure, statul pur și simplu greșește la completare. Ce riscă? Aici eu aș face o scurtă paranteză. Statul va trebui să înceapă să nu, atunci când se greșește și este o greșeală involuntară, exact, că e persoană fizică, că e persoană juridică, să nu mai năvălească efectiv peste contribuabil să-l sufoce. Asta e o chestiune pe care o să o vedeți, că o dezvoltăm în următoare luni de zile și pe numele privat. Că se va întâmpla lucrul ăsta, pentru că deja s-a funcționat în sistemul ăsta. Nu. S-a funcționat, este una, că se va funcționa altfel, este totul altceva. Va fi un mod de lucru foarte clar în teritoriu. Adică discutăm la București, discutăm pe videoconferințe cu toți colegii noștri și nimeni nu are voie să iasă din ceea ce dictăm de la nivel central. Absolut nimeni. Cine trece peste o circulară dată de șeful ANAF-ului sau de un ordin de ministru la nivel local și cere orice altceva decât am spus în acele foi, pleacă. Ca să știe foarte clar. Adică nu vreau să aud niciun fel de reclamație din teritoriu, de la niciun contribuabil, vis-a-vis de modul în care se comportă, pentru vis-a-vis de orice. Deci, disciplină și respect față de contribuabil. Nu cer nimic altceva. Bun, deci, totuși, să presupunem că cineva face o eroare în completare, n-a dorit să înșele statul, pur și simplu, deci, i s-a părut stufos, e pentru prima oară, se pot întâmpla. De regulă, greșelile se întâmplă de cele mai multe ori atunci când faci pentru prima oară lucrul respectiv. Adică avem o posibilitate să se rectifice declarația. Chiar pe prima pagină, sus în stânga, avem o parte de rectificare, o parte de rectificativă. Asta dacă te prinzi în momentul în care ai completat că ai făcut eroarea. Și după aia, și după aia, dacă ai sistemul, intri frumos din nou, pentru că... Intri în declarația completată online. Asta vă spun. După ce dăm ordonanța în martie, oamenii vor primi acasă cei care sunt care nu sunt online. Da? Cei care au depus până acum doar pe hârtie. Se vor genera în mod automat parolele pentru ei. Nu vor mai trebui să vină la ghișeu să le ia. Le trimitem noi acasă prin poștă. Ca să poată intra online. Exact.
Ăsta e primul pas. Al doilea pas, faptul că avem acel termen de 15 martie, până la care omul, dacă estimează și plătește și online, are o scădere cu 10%, va fi iar un motiv de a trece foarte mulți am în online. Am înțeles asta, dar cine nu trece după aceea, deci da. Că vor fi care nu trec. Da? Noi vom comunica inclusiv cu primarii, pentru că noi știm pe fiecare trimestru, pe fiecare comunitate locală, câți contribuabili din acea comună, să spunem, au sunt online sau sunt încă pe hârtie. Ok. Dacă să ne îndreptăm exact către acel grup țintă. Să presupunem că, chiar aici ne-ați spus dumneavoastră, că doar 5% sunt în format online. Electronic și restul se depun pe hârtie. Dacă ai depus-o deja greșit pe hârtie și nu ți-ai dat seama că ai completat greșit. Nici pe de problemă. De pentru ce? Că până pe 31 martie, când se depune formularul anului următor, exact, dar pentru actualul an, se poate face rectificarea. Deci nu e niciun fel de problemă. O poți face doar dacă ți-ai dat seama că ai greșit. Nu e absolut niciun fel de problemă. Dar dacă nu ți-ai dat seama că ai greșit? Dacă, să ce? Doar să, eventual să nu declari un venit. Exact. Asta este o altă discuție. Pentru n-ai declarat un venit, pentru acel venit nedeclarat, trebuie să plătești accesorii. Pentru că să scapi, să știi că e un venit și nu l-ai trecut. Ce, mai avut un contract pe o lună doar, ți-a scăpat. N-ai avut ceva constant, regulat și așa mai departe. Pur și simplu ți-a scăpat, nu? Ai vrut, n-ai făcut-o cu intenție. Ce poți păți? În momentul în care se închide 31 martie anul următor, pentru anul trecut, și acel venit n-a fost declarat, se calculează din momentul 31 martie accesorii până când acea sumă se închide. Dar, adică nu poți să uiți, ai un venit, trebuie tu să ai și tu o evidență. Dacă ai online, poți să intri, poți să ți-l treci acolo. Este spațiul tău virtual. Bun. În online e mai simplu, am recunoscut asta, dar ușor. Dumneavoastră ne-ați spus că în online au fost doar 5%, pe parcurs o să mai crească. Apropo,